Bună ziua! Vă mulțumesc că v-ați făcut timp și ați venit la această conferință de presă. Ne-am gândit să organizăm această conferință de presă pentru a vă prezenta un pic ceea ce s-a întâmplat ieri la primul tur de scrutin al alegerilor prezidențiale la Pașcani și încep prin a mulțumi tuturor pașcănenilor care au votat candidatul Partidului Național Liberal, pe domnul președinte Klaus Iohannis. Pentru noi, la Pașcani, a fost un rezultat bun. Suntem mulțumiți, nu foarte mulțumiți, dar suntem mulțumiți. Și este o noutate ceea ce s-a întâmplat ieri la Pașcani. Este pentru prima dată când Partidul Național Liberal a câștigat alegerile la Pașcani după 90 sau de la Revoluție încoace. Vorbim de un singur tur de scrutin, deci acum votul a fost clar pe partid și am constatat și noi cu mândrie și cu bucurie aseară când număram voturile că în sfârșit PNL Pașcani a bătut PSD Pașcani. În al doilea rând, aș vrea să mulțumesc tuturor celor care au fost ieri și au votat. Faptul că la Pașcani am avut o prezență la vot, zicem noi, normală, în ton cu ceea ce s-a întâmplat la nivel național, arată faptul că pașcănenii sunt interesați de ceea ce se întâmplă pe plan politic la nivel național, că sunt interesați să își spună opinia politică prezentându-se la urne și votând candidatul preferat. Ne așteptăm în continuare ca pășcănenii să fie prezenți în continuare și la turul 2. Noi, organizația PNL Pașcani, vom continua să facem campanie electorală și în aceste două săptămâni de zile. Sperăm într-o victorie a candidatului nostru, a președintelui Klaus Iohannis și, bineînțeles, că după turul 2 de scrutin la prezidențiale, eforturile noastre se vor concentra, în primul rând, pentru următorul rând de alegeri, cel local, de la anul de pe 7 iunie 2020 și considerăm că, imediat după al doilea tur de scrutin, ne vom apuca cumva de treabă, mai concentrați și mai motivați pentru a pregăti alegerile locale de la anul. Considerăm că suntem în fața unui val de schimbare, atât la nivel național, dar și la nivel județean. Există un val de schimbare. Județul Iași, ați văzut și dumneavoastră din ceea ce s-a întâmplat pe statistici, a devenit albastru la culoare. Deci e clar că cumva PNL-ul a reușit să câștige și pe județul Iași, dar pe ansamblu dreapta sau să zicem alternativă la Partidul Social Democrat, tot eșichierul politic de dreapta prinde contur în județul nostru. Din păcate, zona de vest a județului, zona de lângă Pașcani, este în continuare înconjurată de, să zicem, comune sau unități administrativ-teritoriale care în continuare sunt colorate pe roșu. Ne bucurăm încă o dată de victoria obținută la Pașcani, sperăm să câștigăm și în al doilea tur de scrutin. Mulțumim încă o dată celor care au fost la vot și celor, în special celor care au votat pe președintele României, Klaus Iohannis. Referitor la statistici, voi lăsați și colegii mei să spună câteva cuvinte. Dacă aveți dumneavoastră întrebări, puteți să o faceți oricând. Să zicem și n-ar fi multe de spus. Ceea ce am constatat a fost că trendul de la alegerile europarlamentare s-a menținut. Partidul Național Liberal a câștigat la Pașcani în jur de 600 de voturi față de alegerile europarlamentare, iar la vot au venit cu vreo 500 de cetățeni mai mult. Deci acest fapt ne bucură. Lumea
a înțeles că votul este important și prin vot ne putem exprima punctele de vedere, putem să punem la conducerea orașului, a țării, pe cei pe care ne dorim. Sperăm că la alegerile din turul 2 să avem un procent mai mare și pentru prima dată Pașcaniu să fie liberal în tot ceea ce înseamnă un tur de scrutin. Acum să zicem că voturile sunt diluate, dar nu putem avea o imagine clară care este stânga, care este dreapta, dar sperăm că la turul 2 oglinda va fi clară, da? Pașcaniu va fi un oraș liberal, iar președintele Klaus Iohannis va fi câștigător și la Pașcaniu. Vă rugăm, dacă aveți întrebări. Vă rugăm, oricând. O singură întrebare și o observație. PNL-ul a mai câștigat alegeri la Pașcani, chiar locale, în 2008. Da, la locale a fost din două tururi. L-a câștigat primarul Grigore Crăciunescu în al doilea tur. Eu vorbesc de alegeri din primul tur. Tot câștig se numește, dar ținând cont că este vot pe partid, este prima dată când partidul, adică Partidul Național Liberal, a bătut PSD-ul. În 2008, cei de la PSD, din câte mi-aduc eu aminte, au câștigat 9 consilieri locali, cei de la PNL aveau 5. Deci n-a depășit PNL-ul PSD-ul. Am înțeles. Aveți vreo explicație de ce PNL-ul a câștigat atâtea voturi la Pașcani? Adică ce a făcut PNL-ul pentru Pașcani, așa încât să merite aceste voturi? Organizația PNL Pașcani, din punctul nostru de vedere, și-a făcut treaba în Consiliul Local, a făcut audiențe, am fost printre oameni, am dus, zic eu, campania electorală la prezidențiale de la cap la coadă, din punctul meu de vedere, adică prezența în stradă ca să promovăm candidatul Partidului Național Liberal a fost aproape zilnic. Deci considerăm că ne-a făcut cumva treaba de soldați ai PNL-ului. Vă dați seama că, realist vorbind, noi nu putem chiar să credem că, datorită nouă celor de la PNL Pașcani, candidatul Klaus Iohannis a câștigat aici. Noi am avut o contribuție, dar cred că mică și modestă, în sensul că noi am promovat pe unde am putut candidatul nostru, am informat lumea, am oferit materiale promoționale, în sensul că am informat lumea referitoare la programul electoral al candidatului Klaus Iohannis. Cred că, în general, opiniile politice sunt formate la televizor, în mass media, în general, în online, iar noi suntem acea parte din campania electorală care completează ceea ce se formează la nivel național. Credeți că la alegerile locale de la anul veți obține același procent, mai mare sau mai mic? Suntem optimiști. Suntem optimiști că vom obține mai mult. Dacă până acum, să zicem, vântul bătea împotriva noastră, în sensul că PSD-ul a fost pe val în România și opțiunea electoratului a fost mai mult spre stânga, asta a dezavantajat cam toți alegătorii, toți candidații pe Partidului Național Liberal, mă refer la primar și la consilier local. Acum vântul este favorabil cumva, știți? Rămâne ca noi să fim în continuare dedicați și pricepuți ca să convingem pășcănenii că suntem cea mai bună variantă pentru comunitatea noastră. Deci, consider că trebuie să ne facem treaba cât se poate de bine. Consider că avem foarte multă muncă de depus în continuare și dacă cumva soarta ne va favoriza, bine. Dacă nu, vom încerca să scoatem maximul din ceea ce putem. Ați spus că ați mers în campania aproape zilnică. Da. Presupun că ai discutat cu cetățenii și despre municipiul Pașcani, probleme care sunt și probabil v-ați făcut o concluzie cam cum arătați în postura de candidat PNL la viitoare lege. Ce păreau pășcănenii despre situația asta? Da, pășcănenii în marea lor majoritate ne-au întâmpinat bine. Ne-au încurajat să mergem mai departe, dar vă spun că există o stare de nemulțumire generală în oraș.
Nemulțumirile vin din două planuri, în sensul că există o nemulțumire clară pe actuala administrație, în sensul că lumea reclamă curățenia din oraș, sau lipsa curățeniei din oraș, mai corect spus, reclamă, să zicem, multe probleme care nu s-au rezolvat de către actuala administrație, iar pe de altă parte reclamă și clasa politică în general. În continuare, probabil la Pașcani ca și în țară, clasa politică nu este văzută foarte bine. Da? Nu au un sentiment că, domnule, voi sunteți, să zicem, mai buni și nu, lucrurile sunt cumva împrăștiate peste tot, ne privesc ca niște oameni politici, ceea ce și suntem, și dau cumva vina la modul general. Dacă intri în amănunt și discuți cu omul și întrebi, domnule, dar s-a întâmplat ceva, e referitor la mine, referitor la Partidul Național Liberal, spune nu. N-am o problemă nici cu dumneavoastră, nici cu Partidul Național Liberal, dar în general toți cei din clasa politică au dezamăgit România sau românii sau pășcănenii în ultimii 30 de ani. Și o ultimă întrebare, tot în discuții cu pășcănenii care ți-a avut în zilele astea, ați primit reproșuri din partea lor și dacă da, care ar fi alea? N-am primit reproșuri personal față de activitatea noastră. De organizație PNL Pașcan și chiar dumneavoastră ca și... Da, reproșurile au fost în felul următor. Să venim mai des printre oameni, să discutăm mai mult cu ei, să fim mai prezenți pe stradă, să ajungem pe acele străzi care nu sunt frecventate în mod deosebit de către cei din administrația locală, atât consilier local cât și primar, și să cumva să facem în așa fel încât problemele lor să fie cumva auzite, măcar de administrativ. Noi, de fiecare dată, mergând pe stradă, ne-am notat punctual anumite subiecte reclamate de către pășcăneni, le-am transmis și în ședințele de consiliu local către domnul primar, către doamna viceprimar, ne-am făcut datoria de a comunica aceste lucruri, așteptând să se rezolve într-un fel sau în altul. Mulțumesc și eu. Noi am realizat o statistică. Aș vrea să văd care este mesajul pentru electoratul din Pașcani, ținând cont că pe segmentul de vârstă 18-24 de ani au votat 984 de persoane, pe segmentul 25-34 de ani au fost 1700 de voturi, între 35-44 de ani au fost 2418 votanți, iar între 45-64 de ani 6400 de votanți. Cu o precizare că numărul votanților crește atunci când vorbim de sex, adică femeile au fost mai responsabile decât bărbații. Punctul meu de vedere este că această statistică arată de fapt care este starea orașului astăzi. Din păcate este un oraș care se depopulează, populația tânără a orașului nostru, și mă refer la acei votanți care a spus dumneavoastră de la 18, la 40, la 35, sunt mai puțini, din păcate. Sunt plecați în altă parte, nu neapărat studenții care astăzi sunt la cursuri, dar vedeți și dumneavoastră cum lumea pleacă din Pașcani. Avem în continuare o populație îmbătrânită, avem acei pensionari care sunt în orașul Pașcani și ei cântăresc foarte mult în ecuația votului. Chiar dacă, din punctul nostru de vedere, cumva bazinul electoral al Partidului Național Liberal înseamnă populația tânără, ne bucurăm totuși că pensionarii din orașul Pașcani, cei care sunt în așa de mulți prezenți la vot, au înțeles să voteze o schimbare. Eu le mulțumesc celor care au avut curajul și au înțeles după atâția ani de zile că Partidul Național Liberal sau că avem un candidat în persoana domnului președinte Klaus Iohannis, iar acest candidat este varianta cea mai bună pentru președinția României. Este un lucru pozitiv din punctul nostru de vedere. Ideal ar fi ca acele persoane care sunt plecate în străinătate, în Franța, în Italia, în Spania la muncă, în Belgia, care sunt plecați în Iași,
care sunt plecați în Cluj, în București, au găsit locuri de muncă mai bune și o viață, o calitate a vieții mai bună în altă parte, nouă ne-ar fi plăcut ca acele persoane să fie acasă, să reîntregească familiile, dar din păcate asta este situația actuală la Pașcani. Așa că noi nu trebuie să ne plângem, ci noi trebuie să facem în așa fel încât în continuare să convingem pe toți cei care sunt astăzi locuitori ai orașului Pașcani că Partidul Național Liberal are cea mai bună variantă atât la președinția României cât și la alegerile locale de la anul. Vă mulțumim și vă dorim o zi bună!